Atunci capul așa, merge în altă zonă din creier, percepe altfel. În momentul în care a întors capul, trădează că el a obturat canalele, nu mai percepe tot. Este de o finețe extraordinară. Și mi se pare acum, iar m-a provocat, că asta îmi place teribil, și acum cred că trebuie să intervenesc și nu să nu terminăm niciodată, că suntem deja, ne auto-avalăm reciproc. Eu am o problemă și mă uit la el cât de frumos vorbește și de calm. Și mă uit la mine ce debit am firea să fie și tot încerc să-l domolez, să mai intonez și eu. Din păcate, viteza cu care procesez nu-mi dă o problemă de comunicare. Dacă aș putea să trimit trei imagini sau trei, nici măcar formule, sunt schițe de formă, de aceea, în general, când vorbesc cu cineva, eu am așa caiete mari, pentru că schițez elementele în timp ce vorbesc ca să sugerez imagini, conexiuni, mai ales conexiuni, trebuie să intri dintr-un anumit spațiu semantic, să faci un salt cu totul alt spațiu semantic. Am spus adineauri, astro-bio-geofizică. Pe fiecare cuvânt astro, bio și geo sunt niște meta-cuvinte neînțelese și chiar las că domnule, că eu am de plătit factura. Dintr-o dată se face legătura între toate trei, astro-bio-geofizică și mai și înveți și mai ieși diplomă. Lasă-mă. Deci cu alte cuvinte, de asta e realitatea. Mă spunez că ia carnete, mi-a luat carnete și mi l-a umplut de schimb. Și densitatea de imagini când reușești să faci asta, ce te calmează. Căci pe schema respectivă poți după aceea să găsești un traseu personal, la fel pe ca pe mapping-ul respectiv. Traseu personal, dar traseu schizat pe niște simboluri. Și atunci problema respectivă este de a crea un fel de imagine sintetică și le-am inventat, de exemplu, de nevoie la grupul care mi-a făcut la Academie acum 15 ani și care a avut o străpungere, să zicem, geofizică și ne-am simțit mândri când la cei de la Humboldt au spus s-a născut o știință nouă, această astrobiogeofizică. Grupul însemna așa, aveam un perete întreg, acum străinează văzut, scriu pe perete, scriu pe sticlă, adică au o formă de tablă peste tot, nu mă zic pereții, dar tablă peste tot, și nu puneam, de exemplu, cât o imagine pe care o scanam sau o luam de pe o Nature sau ceva, care de fapt era pus acolo ca un fel de ideogramă care subînțelegea în tot domeniul. Noi nu mai aveam nevoie să-l luăm în detaliu, era un fel de element de esență, și lângă el era următorul și se făcea un fel de hartă de meta-limbaj printre concepte. Și dacă ați văzut un film care mi s-a părut extraordinar, se chema Twin Peaks. Film ciudat, interesant, oricum, merita puțin investecat acolo. În moment era o hartă. Era pe tablă, măzgălitura acolo, care era drumul către Sălași. Care era, nu oriunde, era un film spus în România. Era Sălașul alb și negru, compus textual în România. Or, știi ceva, noi nu știm, dar el știe ceva. Dar drumul ăla era așa, un fel de măzgălitură de oameni, care, în mod normal, de fapt, era o hartă de mișcare mentală, care acum l-a avut pe mind-map-ul ăsta ca mod de lucru. Și atunci, automat, poți să te relaxezi. Pentru că deja comunicarea devine esențializată și în loc de transformare, transmitere serială de multe cuvinte, care trebuie să faci dicție ca să le pronunți cum trebuie și până când spui ai ideea. Adică mi-a trecut și ideea și cheful. Deci e într-adevăr o problemă de control, e adevărat, același timp este și o limită care te fazează pentru că răbdarea, bufferul auditorului are și o limită. Și atunci ai luptat cu două evenimente. Dacă este spusă calm și clar, s-ar putea să întinzi timpul foarte lung și e lung oricum, dacă spui prea repede și prea des, oricum nu te e prea tare în densitate și oricum nu te ascultă. Și atunci teoria cea mai interesantă cognitivă care asta, nu știu dacă ar trebui să o rafinăm pentru cunoaștere, ar fi să poți să dai informații extrem de dură, că e ceață, sistemul nu mai poate să folosească resursele proprii pentru și se creează un moment de derută, de neplăcere la prima vedere, dar și șansa pentru prima dată a unei gândiri personale, nu a unei recapitulări într-o bază memorată. Să-l procese cu un astfel sistem. Pentru că are o serioasă de criză. Deci sentimentul care l-am avut, care acum trebuie să negociem, că poate am greșit, era că singura soluție pentru a transfera complexitatea ca noutate era să creezi derută, nu să creezi ce este. Și să creezi așa un șoc de neînțelegere, cât pentru prima dată să înceapă un proces intern care să fie o evaluare permanentă dacă ceea ce am înțeles e adevărat sau nu. Și atunci s-au numit exerciții de gândire. Dar acum am abuzat eu, că nu eu eram de spus. Așa că mă așez încă o dată și hai să folosim întrebări. Te rog. Adriana?
un soi de purtător de standard al unui sistem care se cheamă homeschooling. Și aș fi vrut să vă povestesc în câteva vorbe niște experiențe interesante apropo de copiii cu care lucrez și formulate eventual și ca o întrebare, pentru că acești copii nu au percepția timpului. În momentul în care vor să povestească despre ceva care s-a întâmplat în trecut, ei spun ziua în care s-a întâmplat nu știu ce. Deci există un refer în desfășurătorul lor, dar ei trăiesc într-un soi de prezent perpetu în care sunt niște repere. O altă constatare interesantă, în ce constă, în paranteză, sistemul pe care îl folosesc eu, este de a furniza un soi de cunoaștere de care ei au nevoie, ei mi-o cer. Eu fac cu ei fizică cuantică, nu am făcut fizica clasică, am început de la fizica cuantică. Bineînțeles, la nivelul la care mă pricep eu. Iar acum suntem la o discuție foarte interesantă, cum că noi suntem un soi de conglomerat, de agregat de particule fundamentale, particule care sunt de fapt niște noțiuni și niște deducții matematice, nu le-a observat nimeni vizual, care pot să vibreze pe frecvența materialului, pe frecvența spiritualului, pe frecvența sufletului, pentru că ei nu fac diferența între corp, suflet și spirit. Deci pentru ei aceasta este o împărțire artificială, pentru că corpul lor este o expresie a spiritului. Întrebarea mea ar fi, cât aș putea eu să mediez genul ăsta de informație care vine de la ei? Este o informație corectă? Pot să îi antrenez în continuare în sistemul ăsta? Sunt copii care sunt sinestezici, adică aud culori, dar ceea ce primesc eu de la ei vine printr-un filtru al educației mele. Eu am fost educată în spiritul binecunoscut, adică tot ceea ce era în afara cadrului era repezat și bine polișat să nu cumva să facem altceva. Da, cam asta ar fi. Da. Aveți dreptate. Vedeți, venim din afara spațiului și timpului, luăm parametri, asta este opinia mea, nu știu dacă adevărat sau nu, dar asta simt eu acum, luăm dimensiunea spațiu-timp, o creăm, o sedimentăm în noi, o cimentăm și înțelepciunea cea mare și regăsirea spirituală a eului este să te dematerializezi și să te detemporalizezi. În momentul în care, la vârsta adultă, când ai înțeles ceva din existență, să poți să uiți de timp și să poți să uiți de materie ca formă palpabilă și experiențială, ne apropiem la starea de la care a plecat copilul. Ei sunt puri, noi îi deformăm, după modelele noastre. Cred. Și cred că ce învățați dumneavoastră, lăsați-i să se manifeste, pentru că noi îi punem în țărtărașele făcute de mințile noastre. Ei sunt adevărați, noi suntem pervertiți de o experiență care ne-a dus pe o traiectorie care ne-a spus facem sertarele albastre, în colțuri sau rotunde. Cred că adevărul poate să fie la mijloc sau în partea lor mai ales. Aici trebuie să mă ridic un pic. Pentru că, ca de obicei, e adevărat și fals în același timp. Lumea himerelor este extrem de interesantă. Creier, eu aș face întâi, în sensul de maturi, un debate pentru semantică. Noi avem o dezordine foarte mare de sensuri ale cuvintelor. Ar trebui să ne punem măcar o dată la punct cu cuvintele fundamentale. Diferența majoră între imaginație și intuiție. Eu am avut avantajul că am avut niște experiențe transcendente în toată o perioadă, sunt de sistematice și aș putea să spun cam ce înseamnă o trăire pentru care chiar nu ai cuvinte. Și în același timp, de-aia m-a și format sau m-am ambiționat să învăț, eu am o inginerie aia brutală, de luată din țată, ce filozofie sau biofizică sau geofizică, n-avea nicio treabă. Eu trebuie să fac producție la luată din țată. Și pe chestia respectivă, trăirile acelea m-au transformat, pentru că mi-am dat seama că ce am învățat nu pot să traduc în cuvinte acele lucruri. Dar pe măsură ce m-am dezvoltat, am început să înțeleg diferența între imaginație și intuiție. Când pornim într-o interacțiune asta foarte profundă cu logosul, cu lumea arhetipală, atemporală, cum vreți să ziceți, e un fel de lume polisemantică. După ce ne jucăm puțin cu fractalul, începem să-l înțelegem. Are multe, e ca o ceapă, are multe nuanțe.
nivelul nostru de cunoaștere decodifică o anumită calitate, o anumită zonă sau poate să o deformeze. Și vă dau un exemplu care mi se pare cu asta cheie repede, dar exemplu mi se pare fundamental. L-am tot dat și îmi cer scuze pentru cei care l-au auzit că redundant și n-am altul mai bun, poate găsim împreună altul experimental mai bun. S-a încercat o transmisie telepatică între două, deci mă referim la partea academică, să degea la soț un obiect care trebuia eventual transmis și receptorul trebuie să aibă șansa să găsească cât mai aproape de ce și era o coincidență. S-au luat ca povestea cu Bach, nu-i Bach, un ruș, un american, deci să nu-și cunoască limba și cultura, să vadă ce universalitate are acest transfer. Și avem două exemple extreme care sugerează ce vreau să spun, în care adevărul este și da și nu în același timp. S-a transmis, de exemplu, cuvântul arc și personajul care decoda era un american, rusul transmitea. Un resort acela de mașină, alicoidal. Și cum a fost decodarea? Rece, metalic, rotund, spiralat, poate să fie un arc. Deci cuvântul arc, noțiunea de arc a venit în urma unor transmisii de stări, de trăiri elementare, nu cuvântul, se admite cuvântul arc. De aceea, zonele abstracte, 80% din cuvintele noastre care sunt cuvinte asociate artefactelor, că putem să transmiteți zipuit, să vă văd cum o transmiteți lumii universale zipuită. Că acea legătură acolo, nu are legătură nici cu duhovnicia, nici cu arhanghelii, iau alt limba și iau alte probleme. Deci, cu alte cuvinte, dar vine și reversul. Și se pune problema acum, întâmplător, din încercările de transmitere către rus, s-a tras dolarul. Rusul nu avea în conștiința lui dolarul. Și cum l-a decodificat? Minunat. Lac, lebădă, gâtul lebedei, gâtul lebedei. Și atât. N-a putut să tragă și dunga, să facă saltul la concept. Deci, cu alte cuvinte, rațiunea ne ajută, fac distinție majoră între intelect și rațiune. Intelectul e lumii noastre, parțiale legături cauzale, stereotipii date la școală, când asta se rafinează, ce vreau să spun, care înseamnă o știință, reușesc să am acces la rațiune, rațiunea are alte probleme, lucrează temporal spațial, lucrează cu cercul cu pi, nu lucrează cu cercul cu frumusețea lui, rotunjii, pe filozofia, e pi, un simbol. Și când știu să am simbolul, pot să încep să decodific realitatea aia altfel. Și vă aduceți aminte de Himeră și de povestea noastră din basme, în care la un moment dat i-a pus în față cele trei personaje, numai una era autentică, două erau copii, trebuie să găsească și a venit albinuța și mai departe. Deci, cu alte cuvinte, dacă noi nu avem tehnici și sub presiunea dorinței noastre introducem niște chimere, avem senzația că aia este. Și vorbim ca mama omida. Deci, cu alte cuvinte, problema este cumva cu ambele situații. Trebuie să ridicăm și nivelul, să fie switch-ul ăsta la noi. Să ridicăm nivelul decodării. Dumnezeu nu șoptește unia, că este atemporal spațial. El este un fond atemporal spațial de informații din ce mai sunt ele. Noi ne reflectăm pe un nivel de conștiință și noi trebuie să ridicăm nivelul de conștiință. Sunt de vibrație, că vibrația pentru mine este ceva legat de timp. Vibrația înseamnă o schimbare, o mișcare, aia nu există în spațiul de acolo. E alt tip de rezonanță, care abia acum începem să înțelegem ce înseamnă rezonanță semantică. Există deja noțiunea și se fac. Deci, rezonanță de semantică înseamnă rezonanță de un anumit tip de traseu de gând, de neuron, care înseamnă un tip de gând. Care înseamnă gândul care gândește asupra gândirii, care începe să e puțin mai sus. Că e un training, și ăsta e un training. Dar nu trebuie să-l facă nimeni, pentru că e mai ușor să fac și eu cealaltă mătări, cum zicea Anton Dumitriu, dacă nu vor cu Aristotel, îl punem la mătări. N-am spus-o eu, citesc. Deci, cumva, cele două trebuiesc. De aceea eu consider așa, nu trebuie să știi toată fizica, dar anumite experiențe care să-ți arată, să dea sufletului șansa să vadă ce e un invariant. Cum arată un invariant? Cum arată o eroare? Ce înseamnă o eroare? Deci sunt câteva elemente care sunt piloni care se pot folosi în decodarea unei informații din ce mai subtile care ne vine din univers. Asta e sentimentul care l-am. De aceea zic că e adevărat și nu e adevărat. Am argumente foarte multe de unii care, prin intuiția lor, au spus un cuvinte de nivel foarte jos. Și atunci intuiția se exprimă așa, poetic. Dar pe măsură ce omul capătă o anumită și înțelege ce e cuantică, eu tot vorbesc numai de cuantică, dar stau și stau de vorbă cu foarte mulți, e doar cuantica prezentată sub formă, nu știu, mutații în cuantică sunt foarte multe acum. Nu mai e cuantică, nici măcar în Copenhaga, este altceva și nu mai este numai cu torsiunea spațiu-temporală, ci și cu o torsor, este deja, adică este cea mai volatilă perioadă în care trăim în momentul de reformulare a bazelor paradigmei pe care o avem.
probleme de teoria vortexului, probleme legate de faptul că și pătrăți atomice, de fapt, sunt mici găuri negre, care, de fapt, pe suprafața lor de orizont temporal se formează un colapsare fractală a informației pe suprafața orizontului temporal din gaura neagră pe care electronul meu o reprezintă. Păi până încep să citesc ce materiale vin acolo, care sunt o simbolică, care ai trebuie de decodificare, dar sunt măsurători. Și măsurătorii lor arată niște invarianți pe care, pentru această realitate, că noi nu suntem în realitate de icon, suntem aici, suntem cumva, pe părerea mea, supraveghetori, calității, acestui mediu, responsabili pentru viața pe care, pe Terra, nu în astral. Noi suntem gardienii vieții pe Pământ, nu în altă parte. Pe cum să fim gardienii vieții pe Pământ dacă nu înțelegem legea acestui Pământ? Dacă nu ne înțelegem noi ca funcție. Deci eu un aparat și măsor cu gravimetru gravitația și etalonez și fac curbe de etalonare și cu spiritul meu fac curbe de etalonare a mea ca sensibilitate, ca să mă etalonez dacă vreau să fac radiestezie sau alte lucruri. Și ea trebuie etalonat. Și de multe ori etalonarea se cunoaște asta profundă. De multe ori prea multă cunoaștere poate să blocheze niște proprietăți. Și atunci, într-un fel, trebuie să mergem cumva mai tăcerea minții una, rezonanța minții alta, cuvântul de mantră ca să întacă mintea, e un exercițiu de punctul care poate să mintea cedează prin înțelegere singură, rele personală. Nu o tac eu, ci o las să tacă pentru că am înțeles de ce să tacă. Și tace natural, nu tace forțat prin ideea de a o țilui să tacă. Sunt tehnici interesante care merg într-o altă cultură, poate nu merg în altă cultură. De ce să le importăm că avem și altă? Mie mi s-a părut că domnul profesor a subliniat chiar de trei ori această diferență. Cred că nu se referea la tăcerea minții, cât la pacea minții, care ar fi cumva diferită de tăcerea minții. Nu știu dacă